cerema. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în păcăința săvârșit de la Domnul să cerem. Vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții, să o pomenim. Miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să udă. Și viitorii oameni dumnezeiești, slavă ți-am, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capete de voastre, Domnului, să repedecam. Fie stăpâie părăția ale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cercetează lumea ta cu mine și cu îndurere înaltă fruntea drept slăvitorul creștin și de mine de veselămile tale cele băgate pentru greciunile preacurate stăpâne noastre născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria cu puterea cinstită și de viață făcătoare crunci cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri
pentru căciunile cinstitului slăvitul proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan ale sfinților și tuturor daților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, madaților ale mișierați, Vasile cel Mare, Grigori, cuvântătorul de Dumnezeu, și Ioan, gură de aur ale sfinților, Atanasie, Chirin și alții milostii, patriarci Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, patriarcul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae, al mirelor, Lichie, Spiridon, al Dimitundei, făcător de minuni. Cu rugăciune, Sfântului Calimidra, cel Mica, Iosif, cel Nou, Iodeși, Sava, Antimidianu, Iosif, Părântul Iisitorul, Gelasie și Leontie, cele tuturor sfinților erari, ale sfinților și slăviților mari, mucenici Gheorghe, purtătorul de virință, Dimitrie, zborătorul de mir, Teodor Tilon, Teodros, Fratilaș, Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit, mucenic Aralandie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Sergie și Bach, Ioan Balabu și Oprea, ale sfinților mărturisitori, Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenințe, Filoteia și Tatiana, și tuturor sfinților buni, biluitori, mucenici și mucenițe. Ale sfinților Voievod, Ștefan cel Mare, Amodor, Ștefan, Băsăra, Bălțări, Românești, a sfințit cuvântul Dumnezeu, părinților,